salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu lucrările din Calea Șagului, amenajarea liniilor de transport pentru noul mall avansează rapid. Vezi apoi imagini de la locul unui accident de circulație de pe Bulevardul Republicii. O procurare din Timișoara a ajuns la spital. La final vorbim despre cea mai recentă acțiune a polițiștilor de la rutieră. S-au dat aproape 1000 de amenzi săptămâna asta. Lucrările la liniile de tramvai ce vor duce la molul din Calea Șagului avansează rapid. Noul sens giratoriu a fost finalizat, iar zona nu mai este chiar atât de aglomerată cum era la deschiderea șantierului. Mai mult, liniile de tramvai sunt montate rapid și au ajuns aproape de intersecția cu strada Ana Ipătescu. Întreg șantierul este plin de muncitori care încearcă să se încadreze în termen. A fost accident de circulație astăzi la prânz pe Bulevardul Republicii. Două femei, dintre care una procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au ajuns la spital. Vinovată de producerea accidentului este chiar procuroarea, povestesc polițiștii. Ea a vrut să întoarcă peste linia dublă continuă, spun martorii, și a fost lovită în plin de cealaltă șoferiță. Cele două au fost transportate la spital, însă niciuna nu a suferit răni grave. Traficul în zona a fost dat peste cap mai bine de 2 ore, timp în care cei de la rutieră au făcut cercetarea la fața locului. A fost din nou acțiune pe drumurile din Timiș, zeci de polițiști au fost în stradă toată săptămâna și au amendat tot ce a mișcat. În total, agenții au aplicat 900 de sancțiuni, dintre care cele mai multe șoferilor care au circulat cu viteză prea mare. De amenzi nu au scăpat însă nici pietonii și nici mopediștii, bicicliștii sau motocicliștii. Mai mult, 51 de șoferi au rămas pietoni, iar 25 au rămas și fără certificatele de înmatriculare ale mașinilor. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și luni de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.